Sunt atâtea probleme, atâtea greutăți. Chiar spunea într-o duminică dimineață un frate, fraților, să ne rugăm pentru pacea în țara noastră, pentru că în jurul nostru sunt atâtea probleme, în jurul țării noastre, sunt atâtea probleme, să ne rugăm ca Dumnezeu să mai dea vremuri de pace, de pari. Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru. Cea mai importantă pace care Dumnezeu poate să le este pacea din inima noastră. Chiar dacă va fi pace în țara noastră, poate la noapte vom pleca în veșnicii. Dacă inima noastră nu este plină de pacea lui Dumnezeu, degeaba este pace în țară. Trebuie să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeul păcii. El poate să ne dea tuturor. Slăviți să fie numele Lui. De când m-am pocăit, sunt cel mai fericit, numele meu e scris în cerul. Pe cer călătoresc, la Domnul mă gândesc și despre la toți mărturisesc. Domnul e păstor. Yeah.